Mai nou pare că suporterii unii au poate chiar s-au resemnat, au renunțat, alții parcă nu mai este, dar nici Dar nu cred că poți acest lucru cere. nu sunt atât de vocal sau atât de răi Da, pe dar care le-ai văzut. Dinamo dintotdeauna a fost un club cu, odată ce ai suporteri și nu orice suporteri, e normal să aibă și pretenții să creeze presiune. Acum parcă s-a cam, adică probabil și-au dat seama și că nu au pe cine pune presiune. Că atunci când ai o persoană care are un nume, care are o greutate, știi că ai cui să-i ceri. Dar când nu știi de unde și cum, zici, ok, asta este, ne mulțumim cu ce avem. Din afară să... Cum se vede Dinamo ca și club? Nu știu, poate cu cele mai multe convulsii din România, dacă pot să zic. Dinamo e cel mai greu club din România, după părerea mea. Are convulsii, da, e firesc că și presiunea care a fost pusă în anumite momente de către suporteri a fost presiunea exagerată, a fost dăunătoare, pentru că, într-adevăr, sunt persoane care ar vrea să investească în fotbal, dar au o teamă să nu cumva, după ce investesc bani, se implică să aibă probleme cu suporterii, cum am avut și eu de câteva ori. Aici ar putea fi un minus, dar și un club fără suporteri sau, eu știu, și dacă ai suporteri, dar ei sunt destul de moi, destul de... parcă nu are farmec. Dinamo e un club interesant. Latura asta mi-a plăcut.